Maramureșul cel drag, cam așa se intitulă reportajul filmării de aici, de la stația CFR Săcel, linia secundară CFR 409, Salva, Vișeu de Jos, Sighetul Marmației. Vă spun tuturor salutare, stimați pasionați feroviari și stimați prieteni. Vă propun să urmărim încrucișarea între două trenuri, adică mai exact trenul Regio 4116 versus Regio 4114. Bine, trenul Regio 4114 propriu-zis este Cluj-Napoca, Sighetul Marmației, care va trebui să treacă imediat aici la linia... În ce linie? Cred că 1 sau 2, nici eu nu știu, dar vom vedea pe ce linie va fi. Asta numai impiegatul de mișcare cunoaște lucrul acesta. E o vreme splendidă afară, a picurat ceva mai devreme de ploaie. Da, uitați, vine și, cred că trenul celălalt, dar de fapt nu, că imediat trebuie să apară. Acolo este localitatea Săcel. De aici deja avem limită de graniță de județ. Județul Maramureș versus județul Bistrița-Năsău, doar că județul Bistrița începe de la tunelul de la dealul Ștefăniței. După tunel, mai exact, este județul Bistrița-Năsău. Afară e norat, e o vreme splendidă cu un peisaj super ok în minunatul nostru Maramureș cel drag. Cu o istorie bogată, o regiune tradițională, o regiune folclorică din punct de vedere etnografic, putem să-i spunem, și o regiune în care se pot spune multe lucruri frumoase despre acest Maramureș, dar trebuie să știți că a vedea înseamnă a te bucura de cele mai multe experiențe feroviare petrecute, indiferent dacă vine vorba de CFR sau de alte mijloace feroviare, de exemplu tramvaie sau metrou. Tramvaiele, bine, prin orașe, și metroul pe subteran sau pe suprafață. Că despre pasiunea mea a trenurilor, se spune că exact aici, linia secundară 409, a fost pentru mine și va rămâne cea mai capodoperă amintire feroviară, cred că de când eram de la 3 ani. Da, e prima dată când am ajuns aici, între dealul Ștefăniței și Sighetul Marmației, adică porțiunea pe care niciodată n-am efectuat-o, și a fost pentru prima dată când am admirat cu privirile minții, ca să pot să-i spun așa. Păcat că n-au ieșit prietenii mei. Bine, prietenii mei sunt tren. Ei au mai, nu știu, nici eu nu știu, poate vor filma și ei, vor admira, ceea ce cu mare drag îi invit să fie alături de mine pe canalul de YouTube. Haideți că vine Regio 4114, Cluj-Napoca, Sighetul Marmației, care sunt curios ce GM va avea. Noi avem GM 962 a depoului Cluj-Napoca.
haideți că vine și trenul acesta și apoi minunatul film din minunatul Maramureș cel drag vom încheia. Stați liniștită, doamnă, că știu. Nu vă faceți griji, că știu, stimată doamnă. Da, intră la abatere. Deja trenul Regio 4114. Amintire feroviară. Da, dragii mei, acesta este trenul Regio 4114. Nimeni altul decât Cluj-Napoca, Sighetul Marmației, care are și un autobuz, un tren 2068, un vagon. Acolo în față este un vagon 2068, seria 2068, care este salon. Dragii mei, de aici din Maramureșul cel drag, stația CFR Săcel, linia secundară CFR 409, alături de prietenii mei și împreună cu mine ați admirat pentru prima dată cel mai admirator clip video și audio reportaj despre ce înseamnă și ce a însemnat și ce va însemna aici în Maramureșul cel drag de-a lungul istoriei, ce înseamnă pasiunea feroviară și admirația minunată despre linia secundară CFR 409 pentru prima dată. Urcă sus, că plecăm imediat. Da, da. Așa, să ne ajute bunul Dumnezeu, cu asta închei fiind spuse, trăiască calea ferată. Închide ușa, să nu...